Așa cum v-am promis, mergem la sală cu un celebru artist de muzică populară. Valentin Samfira vrea să scape de burtică și să se transforme într-un mascul feroce. Iar colegul meu, Robert Costache, se află alături de el în sala de sport. Bun găsit! Bun găsit, Ștefania, l-am găsit pe Valentin într-o ipostază cel puțin surprinzătoare pentru mine, pentru că de obicei eram obișnuit cu el într-un costum popular. După cum vedeți în imagini, se antrenează costumul din popular mi-a rămas Valentin. Mic și trebuie să trag un pic. Ce faci? Băi, ce să fac, mă, fraților, dacă îmi place șunca, dacă îmi plac sarmale, dacă bag în mine de nu mai știu, a trebuit să vin la sală, îți dai seama. M-a văzut Codruța, bă, băiatule, zici că ești ghiță ăla pe care trebuia să-l tăiem de Crăciun. Mă îngrășasem rău după sărbători, cred că am pus vreo 4-5 kg și era și păcat că am sală aici lângă mine. Noroc cu frizerul meu, cu Alin. Zic, bă, tunde-mă, dar tunde-mă un pic și din burtă. Și zice, nu, că te duc la sală. Și uite așa, m-am apucat ușor, ușor și am o săptămână, am dat vreo 3 kg jos. Nu vreau să mai dau, dar e greu. E mai bine la sala de mese. Oamenii așa la o cântare, la un ciubuc, la o treabă. Ne spui că practic Codruța te-a impulsionat să faci cântarea asta? Nu, că îi place de mine dacă îți mai pufos neapărat. Am glumit eu. Dar să știi că ea face exerciții pe acasă, are abdomenul plat, are pătrățele. Eu am și eu pătrățele, dar sunt ascunse aici sub... Am un strat de protecție. Uh-huh. Dar vine și ea cu tine la sală sau face separat? O facem separat că nu avem același program. Dar... mă apuc de treabă serios și dacă arăt bine, bine de tot așa, la vară mă dezbrac. Dar ai și o dietă anume? Ce mănânci sau ce nu mai mănânci? Păi nu mai mănânc, când mai bag. Tu dai seama că ți-am povestit și înainte să... Da. Când am vorbit la telefon, spuneam, băi, îmi plăcea să mănânc pâinea aia proaspătă cu cartofi prăjiți, cu usturoi peste ea și cu niște cărnați din aia din garniță. Și băgai seara, păi dacă băgai o porție din aia și ieșai... Mai bei și o bere la final, cum să nu faci burtă? Și tot așa, de sărbători am mâncat prin Bucovina, mâncare tradițională, bună, la soacră mea, piftii de la Târgu Jiu și tot așa. Și acum? Și acum? Văd că ai shake-uri, ce bei acum, nu? Te-ai reorientat. Am un prieten care are shake-uri din astea nebunii și îmi dăm și mie, Sergiu. Și zic, dăm să beau și o să... Sunt pentru energie și să dai un pic jos la... Să nu mai mănânci atâta, că dacă mă duc acasă după sală și bag un pui din ăla de țară, că mănânc câte unul întreg cu mușdei, îți dai seama. Dar Codruța nu a avut așa o temere, că na, dacă faci sală, poate femeile... Păi da, mă leșină femeile după aia. Nu? Îți dai seama că... Pentru ea, în primul rând, vreau să arăt bine, să nu se uite ea după altul, nu invers. Și asta e corect. După mine nu mai leșină nimeni acum, gata, sensurat, ai de capul meu. Mă gândesc că poate la sala, vin și domnișoare, na, să nu ți... Aici nu prea vin, cred că de-aia m-aș fi lăsat așa, liniștită la sală, că nu. A făcut o inspecție, nu te-a vizit, bă, aici vin mai mult băieți. Au fost mai devreme, dar voiați veni mai târziu, vreo două, trei domnișoare de după, așa, după 70, dar... Da. Dar nu. Vrei să, lăsat. Vrei să ne arăți un pic cum lucrezi? Păi, eu am lucrat până acum, am obosit. Da, hai să vadă și telespectatorul. Da, să vadă telespectatorul, să te duci la sală. Okay. Să vă duceți la sală, dar să faceți treaba, nu ca mine acum. Adică fac și eu. Uite-l și pe al meu. Asta. Uite ce greutate are. Hai să mergem aici, la zona... Păi fii atent. Uite aici, de exemplu, pentru... Peptorale aici, da. Stai un pic, să nu greșesc, cu 10, da? Da. Pentru piept, da? Da. Iau cu din asta, cu 10 să fie mai ușor. M-am învățat și pe mine, m-au învățat băieții ăștia aici, să vedem cum merge treaba. Deci trebuie să te duci pe spate, ușor, poate cad, în direct și în reluare, așa? Și trebuie să te duci cu mâinile, uite așa, cât poți de întinse, un pic aduse, să simți mușchiul cum lucrează și te duci un pic în față, așa, uite așa. Ăsta e destul de greu exercițiul ăsta. Și ăsta e pentru piept, zici tu? Ăsta e pentru piept, da. Că trebuie să ții și echilibru. Și normal trebuie să-l faci cu gantere un pic mai mari. Eu am luat din astea mai mici ca să le fac corect. În prima fază. Dar tu te axezi mai mult pe forță sau pe cardio? Să știi că nu prea am făcut și cardio, dar un pic primele zile și eu dau foarte repede jos și pun repede, dar dau și repede jos și am să mă definesc un pic, adică și ca să te definești de la ce am învățat și eu de la băieții care fac sală de mult. Trebuie să ai grijă în frigider ce ai. Trebuie să mănânci legume, să nu mai mănânci prăjeli. Păi gândește-te că la mine totul era prăjit. Carne prăjită, pe grătar era cea mai bună variantă. Dar în rest, toate cu prăjeală. Îmi place foarte mult prăjeală. Acum, de altfel, cred că e pe gustul tuturor.
Ideea este că dacă nu te abții și te duci acasă, cum am spus mai devreme, și bagi în tine sau te duci la șaorma. Dar știm că Codruța gătește bine, ai spus date ori. Gătește soția acum bine. Acum îți gătește mai de regim sau îți faci tu singur, păi, toate? Asta e marele meu noroc, că ea mănâncă mai mult pe la serviciu, ziua nu mănânc cu ea și seara mă abțin, bag câte o salată. Și mai dau iama și pui ea de țară, că noi numai de la țară avem, ba de la socru, mă bea de pe la tata, de pe la Dănciulești. Și cum, când îl vezi pe ăla la cuptor acolo, că intră, cum să nu te înfigi în el? Dar trebuie să ne abținem, să arătăm și noi cât de cât bine și, primul rând, pentru sănătate. Mă simt mai, păi, da, la 30 de ani să nu mai poți să... Ok, încă o chestie, chiar mă gândeam. Da, voi fiind tineri, fiind căsătoriți acum, nu te-a ajutat Codruța să dai kilogramele jos? Dar trebuia să lași la sală. Știu la ce te gândești tot. Dai, dacă să... Adică, da, trebuie să recunosc că vreo două cu ea. Într-adevăr, dragostea e frumoasă, da, și toate sunt la timpul lor așa frumoase, dar dragostea te și îngrașă. Adică, dacă soția e frumoasă și gătește și bine și ești iubit, ai de toate și tot ce-ți dorești, bagi în tine. Și după aia te uiți în oglindă și vezi că nu se mai văd ochii de la fălcuțe. Sau, ți-am spus, cu burtica am eu probleme, da, dar o dau jos, vă promit că o dau. O salut pe colega ta și pe cei care ne urmăresc și le promit că la primul concert de muzică populară, dacă mă fac bine și pătră tot așa, dau ea jos de... Și cu acest anunț încheiem și noi transmisiunea. Ștefania, ne întoarcem la tine.